Protestatarii AUR, care au participat la mitingurile din mai multe județe ale țării, ar fi fost plătiți pentru a fi alături de George Simion. Potrivit unor participanți, membrii partidului ar fi plătit cu 100 de lei mai mulți indivizi pentru a fi prezenți la întâlnirea cu liderul AUR. Oamenii ar fi fost opriți la întâmplare pe stradă și convinși să ia parte la miting. AUR a organizat zilele trecute unul dintre cele mai mari proteste proprii. La acestea ar fi participat însă mai mulți oameni plătiți pentru a se întâlni cu liderul George Simion. Printre aceștia se numără olteni din mai multe județe, printre care Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți și Vâlcea. Câțiva participanți ai mitingului au recunoscut că au primit stimulente financiare pentru a fi prezenți alături de liderul AUR. Unii dintre ei ar fi fost chiar abordați pe stradă de membrii partidului și chemați la protest. Am venit și noi la miting acela AUR. Oamenii sunt unii, dar și 9 milion. Bani, ce să faci? Murim de foame, ce să faci? V-au promis că vă dă bani dacă veniți? Păi da, mi-a dat 1 milion, că mi-a dat. Mi-am luat. V-au dat bani că da. Veniți aici? Da, da. Deci adice, degeaba, ce să căutați? Cum v-au găsit? Păi, prin cunoștință pe aici, să-i prin oraș, mă întrebă unul. Veni aici. Și v-au dat 1 milion. Vă spuneți-mi, v-au pus să completați și fișa aceea cu demiterea lui Ioanis? Nu, veniră băieții, dar refuzai. Din spusele participanților, se pare că aceștia au fost plătiți nu doar să participe la întâlnirea AUR, ci și să semneze petiția pentru înlăturarea actualului guvern. Să stau pe aici, să fie mai multă lume, eu știu, nu știu. Că nu știu, nici nu știu care-i treaba, sincer, nu prea sunt cu partidul.